Ora 10 a sosit, Nicu Bende este prezent și voi aici pe canal 15300, e altceva. Închin o cafea în cinstea voastră de pe buymeacoffee.com/nicubendea. Ușor ciobită, că mai avem și oameni care ne gândesc de rău, dar noi mergem înainte. Ultima întâlnire la cafea din această splendidă lună mai. Au apărut cireșele, vă permiteți? Da, până și eu. 22 de lei kilogramul, e bine, am găsit cireșe cu vierbi, 2 în 1. Recomand, bă, la scumpetea, la criza asta, merge. Merge și un pic de cărniță. Vi s-au strepezit dinții? Nu, cafea bună, primită de peste hotare. Mulțumesc lui Mihail din Malta, Cristi din America și Adi din Germania. Buymeacoffee.com își face datoria. În weekend nu stăm, ne mișcăm, precum doamna Cotolin, președinta de la țara vecină și uneori prietenă, uneori dușmanul. Cotolin a venit la noi în România, a stat precis mai ales în Coloșvar, așa a scris ea pe Facebook, se varoș Coloșvar, en oda cum o să moșnal, o știu pe toate, dar nu-i momentul. A dat niște ture pe-n chios, acolo pe lângă Pardio, speria toate rațele, cred că a vrut să facă cociojiri din ele, ha, 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 și după aia a urcat până la Secui, piatra secuiului vopsită frumos în steagul de la Italia, roșu, alb și verde. Și a spus, iai ce frumos este în România, zice, e ca în Ungaria, numai sunt prea mulți români. Mișcare multă. Mișcare multă în 29, revanșa, Dinamo cu Cluj. No, cine intră? Vorba lui soacră mea, nu interesează. CFR-ul este pe primul loc, Șepșa la cupa, o poate să bată pe Dinamo, liniștită, galerii, prietene, aia bătaie la sfârșit. În fine, o să vedem, în 31 se decide finalistul, câștigătorul Survivor. Vorba lui soacră mea, 100.000 de forinți ăsta, de euro, ăsta de câștigă. Cine câștigă, mamă? Delea, nu-l suportă pe Delea. Zice, parcă mușcă la el din mine, dar prea mult, prea biling a fost ediția de astăzi. Vorbim numai în română de acum înainte. Spor la grătare și la ceaone. Să nu pățiți ca aia din Focșani, ori făcut la etaj 8, ori făcut. Cred că s-a uitat la filmul nostru cu grătarul. Ori făcut grătar la etajul 8 în balcon și le-a picat grătarul pe o mașină. Dedesubt, vă dați seama, altul ar fi sărit, bă, nenorociților, nu știu ce, omul a zis, zice, niște pitaway și niște muștar de tecuș n-aveți? Omul mulțumit, bă, i-a căzut pleașcă din cer, știi? Să scadă niște frici pe capotă și 40 de mici să-ți intre la volan, e o chestie. Așa că, despre Bianca Drăgușanu, cafea bună pe buymeacoffee.com/nicubendea. S-a despărțit de Bădălău, pentru că au zis că ea nu e obișnuită să piardă nopțile, fără să facă și bani. A fost unul neobrăzat în trafic și acum l-a cumințit. După ce și-a dat jos fereastra, geamul, portiera și au zis câteva de dulce, de vegan și de mamă. Bun asta, zice. I-am zis câteva de dulce, dar și de vegan, că era cam palid. A fluturat o bâtă de baseball. Păi asta nu se lasă. Din Petroșani. În dreapta avea și târnăcopul și în torpedo păguță. Că nu-și permite maimuță grijă la... V-a plăcut video? V-a plăcut? V-a plăcut cu variola maimuței? Grijă pe ce animal puneți mâna. Smotociți-vă pisicuța, dar nu o dați la alții. We can fight. De seara am spectacol la Casa Vikingilor, dar să-l dau în Grigorescu, nu pictorul, cartierul. Poate veniți, că vine și Vlad, așa-i? Da, da. Ajută, Doamne, we can fight.